la Miami, Serena Williams a fost umilit de japoneza care a desfinat-o pe Simona Halep, iar Irina Begu spulberat de locul 93 VTA. Irina Camelia Begu, locul 37 VTA, a fost învins, miercuri, de sportiva american Danielle Collins, locul 93 VTA, în primul tur al turneului de la Miami. Begu, care a acuzat-o accidentare, a fost învins de Danielle Collins, scor 6-1, 6-1, după 62 de minute de joc. Collins a jucat în calificări la Miami Open, unde a ajuns după un turneu bun resubliniere IT la Indian Wells. Begu rămâne în competiție la Miami, unde va evolua la dublu alături de Simona Halep. Japoneza Naomi Osaka, cea care a câștigat titlul la Indian Wells, după ce a desfinat-o pe Simona Halep cu 6-3, 6-0, a umilit-o pe Serena Williams, în primul tur, la Miami. A fost 6-3, 6-2, pentru Osaka. Meciul a durat o oră sublinierei 18 minute. Francuzoaie Cauceanedodin, locul 98 VTA, prezent pe tabloul principal ca Lucky Loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, în turul 2 la Miami Open. Dodin a trecut în primul tur de Veronica Cepederoi din Paraguay, locul 78 VTA, scor 6-4, 7-6, 3, 6-3, după 2 ore sublinierei 14 minute de joc. Halep sublinierei Dodin nu s-au mai întâlnit până în prezent.